Salut! Sunt Simion. Astăzi despre ce vreau să vă vorbesc? Despre o carte. Până acum n-am făcut nicio prezentare asupra cărții, mai ales în perioada aceasta în care suntem, în perioada cu pandemia. Dacă suntem un pic mai stresați emoțional, poate ar fi bine să prezint o carte, dar n-am această experiență de prezentare, n-am prezentat niciodată. Ce carte vreau să prezint astăzi? Creionul de tâmplărie, Mircea Cărtărescu. Eu prin librărie tot am văzut această carte, adică văzut-o, dar am vrut să zic că am văzut mai multe cărți scrise de Mircea Cărtărescu, dar nu l-am băgat în seamă. Nu m-a atras, adică n-am simțit chiar cu nimica. L-am văzut pe la televizor, pe YouTube, sau așa, în mici conferințe, dar nu m-a atras cu absolut nimica. Dar totuși, când am văzut această carte în librărie, Creionul de tâmplărie, titlul mi-a atras atenția, în sensul că m-am gândit ce înseamnă creionul de tâmplărie. Dar o să vedeți în prezentarea acestei cărți, are ceva legătură cu creionul de tâmplărie. El vorbește despre nașul lui de botez, care a fost tâmplar. El oricum nu a avut nicio treabă cu tâmplăria sau să învețe, pentru că Mircea Cărtărescu este un scriitor de excepție, cu toate că prea multe nu pot să zic că aceasta este prima carte care am citit despre el. Alte cărți n-am citit, numai le-am văzut prin librării. Vedem că Creionul de tâmplărie este o metaforă a predestinării. O poveste foarte frumoasă, care apare în discursul ținut la decernarea premiului Formentor, Palma de Maiorca. Cred că este cel mai important premiu de până acum, zice Mircea Cărtărescu. Cartea are o parte tandră de memorialistică, are o parte de reflexii și conferințe, are o parte de lucruri mai la cal spus despre oamenii din lumea literară. În prima parte a cărții a adunat schițe de portret, mici texte despre scriitori, pe care îi prețuiește pe unii dintre ei. Și în cele din urmă a urmărit firul ce-l interesa pe Cărtărescu să facă cu adevărat în această carte. Și anume, să expună mai sistematic câteva idei generale și personale despre ce înseamnă scrisul literar. Cred că este miza literaturii, frumusețea literaturii și este o artă esențială pentru cititori. Vedem cum Cărtărescu vorbește și spune într-un mod foarte, foarte frumos, spune că generația mea a încercat un nou tip de scriitor, mai nou, mai responsabil. Ne consideram un fel de scriitor ce domnea în acea vreme în anii 70-80, ce credeam în privința poeziei, de poezie era vorba nu doar despre literatură în general. Noi doream ceva mai rapid, spunea la un moment dat. Am vrut să facem tenis pe asfalt, nu pe iarbă. Se făcea atunci. Și firește, având această remarcă oamenilor tineri și foarte sigur pe ei. Cu un ego foarte puternic. Am făcut și nedreptăți atunci. Am condamnat în bloc o poezie care este minunată, poezia anilor 70. Dar simțeam nevoia de delimitare. Apoi, după beata mea părere, spune Cărtărescu, deși noi nu am mers până la capăt în această democratizare a poeziei de care tot vorbeam. Cărtărescu spune că scriitorii au fost oameni modești, retrași, cu mai puțin succes la femei decât se vede în filme, sau în grămadă de cărți care au scris pe tema aceasta. Prima parte a cărții nu trebuie luată ca o istorie personală a literaturii române, deoarece nu este așa. Este o secțiune alcătuită mai mult la întâmplare. Am apucat să scriu despre câțiva autori ca Eminescu, Arghezi, dar când îi citesc, parcă îi văd în fața ochilor. Și terminând cu colegii mei obzeciști. Dar nu toți scriitorii care sunt în această carte sunt marii mei favoriți, spune Cărtărescu. Și din potrivă, nu toți scriitorii
care nu sunt în carte înseamnă că nu-i prețuiesc. Cărtărescu spune că din această carte lipsește Emil Brumaru, despre care aș scrie oricând o carte întreagă, în schimb sunt prezenți mai mulți autori care au fost apropiați de Cărtărescu. Și în prima parte a cărții chiar mi-a plăcut cum Mircea Cărtărescu scrie așa foarte frumos despre Eminescu. Stai, sensul că chiar îmi place cum ar fi să-l cunoaștem pe Eminescu în ziua de astăzi sau dacă îl întâlneam pe Eminescu, oare ce importanță îi dădeam noi lui Eminescu? Oare îi dădeam importanța pe care o are sau chiar numai după moartea lui? Și vedem cum spune că mai după moartea lui... O, aici este. I s-a dat așa mare importanță. Uitați ce frumos spune Cărtărescu. Nu l-am cunoscut pe Eminescu. Nu sunt nici chiar așa de bătrân. De multe ori m-am gândit, însă cum ar fi fost? Au fost sute mii de oameni care l-au văzut și l-au auzit. Și cărora asta nu li s-au părut nimic deosebit. Căci firește, Eminescu a devenit cu adevărat Eminescu abia după boală și moarte. Până atunci era un ziarist în forfota bucureșteană. Putea sta lângă el, în tramcar sau într-o berărie, iar dacă cineva și-ar fi zis: ăsta-i poetul Eminescu, poate i-ai fi aruncat o a doua privire. Înfățișarea lui nu corespundea mitului creat ulterior. Nu era nici înalt, nici cu pletele în vânt. Devenise după vârsta de 30 de ani un om corpulent, puțin greoi, cu golfuri adânci la tâmple. Vorbea probabil cu accent moldovenesc, imediat sensibil pentru urechile miticilor din jur. Ok, foarte frumos. Mai departe, dacă mai continuăm, zice, când a venit la București, orașul care l-a distrus, nu scrise încă niciun oceafăr, nici scrisoră, dar perioada genială a poeziei și poeziei lui se încheiase totuși. Ok, n-ar vrut să citim și să plictisim din carte. Iar o chestie ca pe care n-am înțeles-o. Când spune aici... Putea sta lângă el în tramcar sau într-o berărie. Nu știu ce era tramcar. Vehicul tras de cai. Căruță, mâmele bun, da. Folosit odihnoară în orașe pentru transportul în comun. Bun, asta e bine de știut. Vezi, când am citit am omis că m-am grăbit. Dar acum când dau să explic încă o dată, văd că sunt lucruri pe care și pentru mine mi se pare chiar interesant. Problema este că oricum sunt la început, prima carte pe care o prezint, bineînțeles, am gândit la școală, dar era altă treabă, nu era... Ok. Adică acum mi se pare mie și cărțile și tot, parcă după ce termin, îmi fac o paranteză, parcă după ce termin, să zic așa, școala, stai să mai așez lucrurile în tine, parcă de atunci da și cauți altceva sau cauți ce te interesează. Eu oricum sunt un începător al cititului, că am așa câteva cărți adunate, poate cândva o să vi le arăt, nu știu. Să vedem ce o să-mi scrieți și în comentarii, dar nu știu ce o să iasă din această prezentare, pentru că na, îs convins că mă fac un pic de rușine, dar... Întotdeauna am acest imbold de a face, să zic așa, să mă bag poate și unde nu fierbe oala, dar într-un fel chiar este așa o așezare, pentru că în tot timpul, atât timp cât tot lucrăm, este foarte important să avem și alte preocupări cât de puține. Această carte... este un prilej de expunere a credinței și a mărturisirii, de a găsi un drum oarecare și depinde cum te formezi. Pentru Cărtărescu este foarte important cititul. Și când le vedea cărțile,
pentru el erau adevărat vii, adică le simți mirosul. Vedem că Cărtărescu vorbește în carte că el citea 8 ore pe zi, dar recunoaște că literatura a avut partea ei periculoasă. Părinții lui erau speriați, deoarece nu voia să iasă afară să facă nimic normal, ca și băieții de 15-16 ani. El stătea în casă ca să citească foarte multe ore pe zi, stătea să citească cu o plăcere perversă, vedem că ne spune el, îi plăcea enorm să citească și în ultimii 2 ani de liceu a simțit cum trece glonțul pe lângă ureche, că o ia razna așa cum se spune. Aici vreau să fac un pic de paranteză, de aceea eu de multe ori când l-am văzut că îl cunoșteam de la televizor, nici n-am vrut să mă apropiu de cartea lui, că îl simțeam că un pic, cum zicea, cu ea razna, zic că asta chiar omul nu e, poate un pic la toate semnele, dar totuși titlul m-a împins să iau această carte și mi-am schimbat părerea despre el. Zice că din fericire a făcut un an de pauză, îți dai seama, când l-a luat în armată și i-a băgat mințile în cap. Și a rămas o ființă rațională. Până în ziua, zice că a rămas o ființă rațională până în ziua de azi. Dar a avut momentele lui de nebunie în adolescență care puteau să-l termine. Vedem că spune după armată, ne zice că a scris primul volum Căderea. Înseamnă că pentru el, dacă stau să mă gândesc, căderea pe el nu l-a scos din, adică el zice că a băgat mințile în cap, dar părerea mea personală, dacă el a fost înarmat, n-a mai putut să citească, a fost ca și o cădere. Și vedem că după armată a scris primul volum, Căderea, care este o scriere conștientă de sine, încercând să cuprindă de la divin până la abject, o spirală care se afundă de la paradis până la infern. Cărtărescu spune că în momentul când trebuia să facă un discurs de mulțumire, el trebuie să fie memorabil, trebuie să cuprindă o poveste. Atunci, firește, s-a gândit că la această ocazie ce să fac? Că discursul să capete atenție oamenilor, să spun ceva simpatic și memorabil din copilăria mea, și ne-am adus aminte de această poveste a mamei, spunea când a tăiat moțul și a pus pe tavă și paharul de vin ca să fie ca un fel de prevestire cum va fi copilul în viață. Aici este vorba despre botezul lui Cărtărescu. Aici este momentul și punctul culminant, după părerea mea, al cărții. Și nu știu ce se mai punea ca să fie ca un fel de prevestire cum va fi copilul în viață, dar nașul meu, care era tâmplar, bine și înțeles că de aceea și creionul de tâmplărie, vedem cum scrie, că zicea că purta după ureche creionul meu. Creionul acela lat era un creion special de tâmplărie, bineînțeles noi de la țară, oricum îl știm, Cărtărescu a pus de un pic de explicații, dar chiar îl știm și este ceva magic, pe care l-au toți tâmplarii, creionul acela de tâmplar, bineînțeles. Vedem cum zice că este un creion special de tâmplărie, pe care l-au toți tâmplarii în lădițelor cu scule. Și vedem cum nașul lui, cum se apleacă să dea tăvița, atunci la botez, că vedem că în alte locuri, că se punea pe tăviță, cum am zis mai devreme, păpușica, cleștele, ciocanul, habar n-am, tot felul de predestinări păgâne până la urmă, care nu și-au locul, ok, dar oricum asta și farmecul cărții. Și cum s-a plecat nașul lui, s-a dat tăvița, i-a căzut creionul pe tăviță. Și pe mine mă fascina creionul, zice Cărtărescu, pe el îl fascina creionul și că era ceva magic ce lăsa urme pe hârtie.
Și el de aici spune că asta este întâmplarea predestinării până la urmă, dacă i-a căzut creionul de la nașul lui Petăviță, de aceea a rămas scrisul pus în sânge ca un fel de predestinare. Bine, și înțeles că este și munca lui enormă, dar trebuie să ai și un talent, un talent. Și până la urmă, nu știu dacă chiar dacă este bine să credem în predestinare sau nu, dar cam atât a fost această carte, o carte pentru mine chiar interesantă. Sper că nu v-am plictisit, este prima mea carte care am prezentat-o. Dacă v-a plăcut, puteți să îmi scrieți în comentarii și sper să încerc pe mai departe să zic așa, să fac prezentări, dar dacă cumva credeți că v-a plăcut, puteți să-mi scrieți în comentarii, dar problema că eu stau foarte prost cu timpul, nu vreau să mă scuz. Dacă o să continui cu acest mic proiect de suflet, numai duminica pot să le fac. Și atunci când am timp, că de luni până sâmbătă, is full option. Ok, vă mulțumesc frumos, văd că și bateria la fix mi-a ajuns. Vă mulțumesc, vă salut Simion sau Simon, cum vreți să-mi spuneți. Așadar, fiți fără frică, luați în mână câte o cărticică. Vă salut! Salut, salut!